Polițiștii din cadrul Serviciului Arme Exploziv și Substanțe Periculoase au surprins în flagrant un bărbat de 27 de ani din comuna Braniștea, în timp ce oferea spre vânzare, fără drept, 525 de articole pirotehnice, în cantitate de 44 de kilograme, în parcarea unui supermarket din orașul Strehaia. Pe parcursul cercetărilor, bărbatul și-a manifestat intenția de a preda și alte materii explozive pe care le deținea în mod ilegal la locuința sa din comuna Braniștea. 4322 de articole pirotehnice în cantitate de 26 de kilograme. Întreaga cantitate de articole pirotehnice a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. La data de 6 decembrie anul curent, polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozive și Substanțe Periculoase au surprins în flagrant delict un bărbat de 27 de ani din comuna Braniște, în timp ce oferea spre vânzare, fără drept, 525 articole pirotehnice în cantitate de 44 de kilograme în parcarea unui supermarket din orașul Strehaia. Pe parcursul cercetărilor, bărbatul și-a manifestat intenția de a preda și alte materii explozive pe care le deținea în mod ilegal la locuința sa din comuna Braniștea, 4322 articole pirotehnice în cantitate de 26 de kilograme. Întreaga cantitate de articole pirotehnice a fost ridicată în vederea continuării cercetărilor. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectare a regimului materiilor explozive. Activitățile pe această linie de muncă vor continua și în perioada următoare. Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor și a mediului.